Bine, te-am găsit și de această dată la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Astăzi ne propunem să vorbim despre imagine, imagine frumoasă. Ne hrănim cu imagini, ne plac imaginile, fiecare dintre noi petrecem poate chiar ore în șir privind anumite imagini. Astăzi vorbim despre fotografie de la hobby la afacere sau la business, împreună cu Emma Domuța, fotograf. Emma, bine ai venit în emisiunea noastră! Bine te-am găsit, Vali! Frumoasă temă! Da, îmi place și mie tema care ne-ai propus-o. Tema mai largă, da, este muncesc ca pentru Domnul și ne dorim să facem lucrul acesta și să încurajăm pe cei care ne urmăresc. Tu ne-ai propus să vorbim despre fotografie de la hobby și cred că fiecare facem fotografii de hobby, mai ales de când avem aceste telefoane, dar iată, în cazul tău a devenit o afacere și sunt curios să ne spui cum ai ajuns de la una la alta. A fost interesantă istoria mea, pentru că nu mi-am propus niciodată să fiu un fotograf și cumva fotografia m-a găsit pe mine. Am lucrat la un moment dat în televiziune, acolo am învățat mai multe despre imagine, cum să privești o imagine, nu te uiți doar ce vezi în față, te uiți puțin ce este și în spate. Și împreună cu prietene am început să fotografiem și a fost chiar o joacă, a fost o joacă plăcută, frumoasă. Cream contexte în care să fotografiem și să exersăm și să experimentăm. Și așa a început parcursul meu fotografic. Pe cine ai fotografiat așa la începuturile tale? Mă refer nu doar fotografiile pe care le facem fiecare sau un prieten, dar prima ședință foto. Ți-o amintești? Îmi amintesc foarte bine prima nuntă pe care am fotografiat-o, când am fost solicitată să fac asta pe bani. Pe vremea aia nu aveam firmă, toți începem așa, nu era încă o afacere, era încă în domeniul de hobby, mergeam în paralel cu celălalt job pe care îl aveam și mi-aduc foarte bine aminte, era nunta pe 1 iunie și țin minte și suma pe care am primit-o atunci, cred că era 100 de euro sau ceva de genul. Și ca povestea să fie și mai interesantă, clienții respectivi au rămas fideli până nu de mult, pentru că deja copiilor sunt deja măricei, dar au continuat de la nuntă, nouă gravidă, chiar și nou născut, încă nu eram inițiată în acel domeniu, dar am învățat și au avut și ei răbdare cu mine și au rămas și fideli. Și pentru asta le mulțumesc, pentru că au văzut și ei parcursul meu fotografic, iar ei au niște amintiri foarte frumoase. Interesant că prima ta ședință foto, să o numim așa, a fost definitorie de fapt pentru parcursul tău și în momentul de față tu te ocupi de fotografie de familie, specializată în acest domeniu. De ce ai ales acest domeniu? Mie îmi plac foarte mult oamenii, recunosc asta, îmi plac familiile foarte mult, sunt pentru familie, sunt pentru copii. Ei trăiesc într-o perioadă în care ei se schimbă extrem de repede, mai ales bebelușii, nou-născuții, este o perioadă efemeră, rapid vezi cum își schimbă fizionomia și întotdeauna le spun oamenilor ce moștenire lași copiilor tăi. Ei vor să te vadă și pe tine, să vadă peste 20 de ani cum era mama și tata, cum arătau. Eu am avut fotografii când am fost mică, nu foarte multe, dar părinții mei au investit în cel puțin două sesiuni foto cu fotograf și le sunt mulțumitoare pentru asta. Mă uit cu drag la ele, mă uit cu drag la fotografia bunicilor mei, care era fotografie artistică, profesională, niște imagini foarte frumoase, chiar dacă erau doar alb-negru. Și știi cum e? Îmbrăcămintea de zi cu zi e diferită de cea de gală. Exact așa și fotografiile pe care le avem. O fotografie de zi cu zi e diferită de acea pe care vrei să o pui în tablou și să o expui pe perete și să fie așa o fotografie care să treacă testul timpului. Mă gândesc oare cum am putea să învățăm să prețuim fotografiile de calitate în vremea asta în care suntem obișnuiți cu selfie-urile, care sunt făcute din mers, în haine civile, de stradă, cum zici tu. Asta încercăm să facem prin educarea clientului. De aici, aici vorbim despre afacere, să zic așa, pentru că dincolo de partea asta de hobby,
Afacerea înseamnă și să oferi clientului un produs de care să se bucure pentru mai mult timp. Și fotografia chiar face parte din această Fac categorie. Fac aici o paranteză. Da, te rog. Pentru că adesea la noi afacere înseamnă să-ți iau banii astăzi și gata. Tu vorbești de educație. Investire, de fapt, tu investești în client. Că îl formezi, îl aduci și îl lași amintiri care dăinuiesc mai mult de o viață. Știi, uneori le zic așa, sunt oameni care cumpără vouchere pentru cineva. Și zic, felicitări că v-ați gândit la un asemenea cadou, pentru că este un cadou pe care ei nu o să-l arunce la gunoi. Dacă cumperi unui copil într-o anumită etapă din viața lui, orice, o jucărie, o haină, sunt atât de trecătoare aceste lucruri, încât ajung foarte repede să fie uitate și aruncate. O haină o crește foarte repede, o jucărie se strică, dar un album foto îl iei după 5, 6, 7 ani și te uiți și valorifici și prețuiești mult mai mult imaginea respectivă decât poate atunci când ai achiziționat-o. Și zic, cadoul ăsta vostru nu o să fie aruncat. Știi cum se spune despre vinul ăla cel bun, bun care stă în butoaie și cu cât e mai vechi, cu atât este mai apreciat. Ei, cumva așa privesc și eu fotografia și aș vrea ca oamenii să investească în asta, pentru că este, cum am zis, o moștenire pentru o familie. Și cred că în momentele dificile din viață, dacă te uiți la momentele frumoase pe care într-un mod intențional le-ai creat, nu? Te-ai pregătit pentru o sesiune foto de Crăciun sau de familie, sau a venit toată familia în țară, frați care sunt în străinătate și ați muncit și ați organizat această sesiune, dacă apar momente puțin dificile în viață, nu știi ce se întâmplă, aduce unitate acea imagine și îți aduce aminte ce frumos a fost și ce bine a fost. Dacă îmi permiți, până la următoarea întrebare, vreau să îți spun ce am experimentat sezonul acesta. Am avut așa ocazia să fotografiez familie lărgită. Una de 17 persoane, una mai puține persoane. Am apreciat foarte mult intenția și persoana care a organizat în ambele familii, dar să știi că în ambele familii erau câte o persoană care suferea de cancer. Și chiar una din persoane mi-a spus că, uite, îți spun ție, este cineva care are cancer și nu știm cât timp o să-l avem între noi. Este, din păcate, o realitate și acest lucru. Și de ce să-ți pare rău că nu avem o fotografie cu toată familia? Crezi că asta i-a motivat? Nu știu dacă a fost asta o motivație, dar a fost printre motivații. Nu era unul dintre frați, era cumva adăugat familiei, dar egal. Amintiri care rămân. Exact. O investiție. Care sunt momentele grele în munca ta? Mă gândesc că pozezi nou născuți. Da. Să prinzi un copil într-o poziție e un lucru foarte greu. Să prinzi un nou născut, bine, cred că e aproape de limita imposibilului. Nu este chiar așa. Sunt tactici, sunt trucuri. Pentru asta am avut nevoie să merg la workshop-uri, am avut nevoie de pregătire. Din nou, ajungem la fotografia ca business. În momentul în care deja devii foarte bun pe anumită nișă, poți să dai mai departe, poți să faci mentoring de la unul la unul sau să poți să faci workshop-uri. Ei bine, sunt trucuri pentru a liniști bebelușul, sunt trucuri pentru a lucra foarte bine cu bebelușul și, da, printre ele, răbdarea este unul dintre calitățile importante ale unui fotograf. Și de multe ori am fost apreciată că am avut răbdare, dar eu le spun, hei, eu sunt aici 2 ore cu voi și am răbdare cu bebelușul vostru, vă trebuie 24 de ore să aveți răbdare cu bebelușul vostru. Deci ceea ce fac eu nu este chiar atât de greu. Pe lângă răbdare, cum ți-am spus, sunt aceste workshop-uri și trucuri pe care le învățăm acolo și cooperarea părinților. Dacă un bebeluș este bine hrănit, dacă este înfășat, dacă este cald, șansele sunt foarte mari. Și vârsta. Dacă mama e relaxată. Poate să fie și stresată, că la final îmi spune poate o mămică, n-am crezut că o să iasă ceva. Și totuși am reușit să facem. Și eu sunt liniștită pentru că în final toți cedează, toți bebelușii cedează. Nu există o familie care să nu fie avut un set frumos de fotografii din care să aleagă. Ai observat care familie aleg să facă o ședință foto? Este o categorie?
Nu neapărat. Clienții mei, în general, sunt persoane obișnuite, să zic așa. Nu am o anumită nișă ca și orientare, dar oamenii care cât de cât cunosc aceste, cum să le numesc, nu tendințe, nu pot să numesc tendință, este o plăcere la urma urmei. Apelează la fotografie. Încă sunt puține persoane care nu știu când se fac fotografiile de nou născut, adică între 5-14 zile ideal după naștere. Și cele care nu știu sau care sunt la primul copil, în timpul sarcinii se pot informa și pot întreba. Vrem să facem această sesiune, primesc toate informațiile. Nu aș spune că există o anumită categorie neapărat. Sau nu am depistat eu. Mă gândeam, poate oamenii mai bogați? Nu, sau, nu din să știi potrivă? Că nu. Am zis oameni obișnuiți și medii, okay. Adică dacă vrei să faci... Știi, când este o mămică însărcinată, poate că își strânge bani să nască într-un spital mai bun, da? Își pune bani deoparte și atunci în aceste condiții își pune deoparte poate bani și pentru o sesiune foto. Intră cumva în tot procesul ăsta de naștere, da? Cheltuiala aia obligatorie, să zic așa. M-ai făcut curios, de ce între 5 și 14 zile? Pentru că atunci încă nu sunt foarte activi, încă nu îs foarte prezenți, să zic așa. Poți să-i înfășori și să mimezi acea poziție care era în burtică. Și poți să-i adormi foarte, foarte ușor cu sunetele acelea care imită chiar sunetele din viața intrauterină. Sunt astfel de sunete, bătăile inimii, diverse sunete albe. Foarte interesantă este povestea asta și de cele mai multe ori reușești să faci niște pozițiile alea de care spui tu că sunt imposibil de făcut, se fac chiar simplu. Ce înseamnă să fii creștin în această meserie? Este, din câte ne spui, ceva foarte frumos, artistic. Cum putem transmite principiile creștine, iată, prin ceea ce faci tu? Să știi că nu fac caz de credința mea atunci când întâlnesc clienții, dar mă bucur că am această deschidere, să întâlnesc familii care sunt din toate mediile sociale, cum spuneam, și pot să le spun despre frumusețea familiei. Le spun în primul rând că dacă am ocazia să am discuții extra sesiune foto, pot să le spun că eu nu am copii și eu iubesc foarte mult copii și nu a fost neapărat alegerea mea acest lucru și îi felicit pentru sezonul din viața lor și că este ceva de dorit și frumos și că sunt pentru familie, pentru viață. Sunt câteva lucruri de care ne putem agăța în discuțiile cu clienții, în funcție și de deschiderea lor, bineînțeles, că unii sunt poate mai vorbăreți, alții mai puțin vorbăreți. Și apoi intri de obicei în discuții cu mămica, care îți spune cum a fost poate perioada sarcinii sau nașterea, experiența din salon. Depinde, unele poate s-au străduit să aibă un copil de mai mult timp și nu a venit, sau au făcut tot felul de investigații, sau au trecut prin diferite procedee și atunci poți să spui că, uite, există un Dumnezeu care a creat viața și ți-a dat un dar, ceva de valoare, ceva valoros cu adevărat, nu din toate punctele de vedere, știi? Mai spuneam așa în spirit de glumă că ce scump e copilul ăsta, adică și la propriu și la figurat. Ce important e mulțumirea și să apreciem ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Chiar astăzi ascultam un psiholog care spunea că familiile care se apreciază unul pe celălalt în familie nu divorțează. Ce important e să ne apreciem, să apreciem ce primim de la Dumnezeu. Și iată un mod aproape indirect, dar așa de puternic, de a ne îndrepta privirea spre Dumnezeu, cel care ne dă toate lucrurile. Uite că m-a întrebat ce fel de oameni vin la sesiunile foto. Să știi că vin familiile care se iubesc. Probabil o familie care nu are relații așa bune nu o să apeleze la un fotograf. Nu prea am întâlnit. Rar am întâlnit cuplu care să văd că nu au tandrețe unul față de altul, știi?
că pui în anumite poziții, vezi dacă sunt apropiați, dacă le vine lejer să se îmbrățișeze sau să pună mâna pe, știi? Da, familiile care se iubesc. Și la fel și copiii. Am o familie dragă mie care are copii un pic mai mari și sunt surprinsă ori de câte ori mă apelează și zic, wow, are mai vin și anul ăsta la sesiune foto. Și totuși am un copil adolescent și o fetiță mai mică și admir și apreciez așa de mult și zic, uite, și oamenii care nu sunt neapărat creștini născuți din nou pot să aibă familii frumoase și relații frumoase. Simt că tu te încarci cu energie. Așa atunci este. Când faci așa fotografii. Este. Și procesul de a face fotografii, dar și energia ce primești de la ceilalți. Da, îmi place foarte mult mâncarea de teren, relația aia cu clientul, momentul când vine. Eu nu-i cunosc, da? De cele mai multe ori nu cunosc oamenii care vor veni la mine. Și anticipez așa cu bucurie și știu că o să-i fac să se simtă bine. Asta știu, că este unul din punctele mele forte. Cum? Prin ospitalitate, prin lejeritate, prin atmosferă. De obicei, bărbații sunt mai reticenți la poze, da? Este de la sine înțeles. Sunt puțini bărbați care inițiază ei sesiunile foto. Am avut și așa tătici, dar sunt mai puțini. Și întreb, ai venit cu forța sau de bunăvoie? Am venit de bunăvoie. Apreciez, uite, ocupă un loc, mă ocup prima dată de mămică și de copil sau depinde, ca el să se simte relaxat și după aia îi spun, uite, tu faci asta, asta, asta și după aia poți să stai jos. Ah, ce bine! Deci îi fac să se simtă bine și am primit de la o mămică o remarcă că știi că na, soțul meu nu e așa cu pozele și a zis că dacă mai vreau să fac poze să te chemăm tot pe tine. E fain când reușești să intri la inima omului. Nu este ceva doar de suprafață. Exact asta vreau să te întreb. Care e de fapt recompensa cea mai mare pentru tine? Că simt că nu cea financiară. Da, așa este, nu e cea financiară. Recompensa mea e atunci când văd că un client alege mai multe fotografii decât sunt în pachet și spune, vai, nu ne putem decide, o să luăm mai multe extra. Deci este și bucuria aia. Da, există și o recompensă financiară. Sau când revin mereu și mereu și spun, eu sunt deja fotograful familiei lor. E o recompensă mare. Și mă uit așa, și eu pot să mă uit la pozele pe care le-am făcut și să le pun pe ani și să-i văd pe copii cum au crescut și zic, e un lucru mare aici, nu e ceva că ai mers pe stradă și ai făcut o poză și gata. Este o implicare emoțională. Mult, mult chiar. Se simte că pui suflet în ce faci, dar de asemenea se simte că ai principii. Și ziceai tu înainte de emisiune că au fost și anumite cărți care te-au impactat, am putea spune, legate de principii creștine în afaceri. Pentru că am pornit de la ideea aceasta, de la fotografie la afacere, la business. Da, de la hobby. Da, la da, da, de la hobby. În primul rând, ți-am spus că ospitalitatea face parte și din mine, dar poate să fie și un principiu de afaceri. Pentru că dacă îl faci pe client să se simtă bine sau pe copil să se simtă bine și spune copilul, mami, o să mai venim aici, deja am câștigat. Nu, nici nu mai are rost. Dacă ai câștigat tăticul sau copilul, e super. Ce mi-aș dori ca noi românii să învățăm lucrul acesta? Nu doar să luăm banii astăzi de pe client, fie la magazin, fie alte servicii, eu știu, chiar și în construcții, ci să ne gândim, aș vrea și mâine să mă uit în ochii celuilalt și să mă bucur că-l văd. Uite, ăsta e principiul biblic care spune să faci celui aproapelui tău ceea ce vrea să ți se facă ție. Și dacă eu aș vrea ca cineva să se comporte frumos cu mine, eu știu că pot să dau asta altora. Un alt principiu este punctualitatea și oferirea unor informații foarte corecte și exacte, să nu las loc de interpretări. Deci a fi artist nu înseamnă neapărat a fi dezorganizat. Deloc. Nu prea se... Știu că tendința asta este. Se mai întâmplă. Se întâmplă, da. Eu spun că nu sunt 100% artist. Eu sunt jumate artist și aici este o frustrare puțin, că mă mai lupt cu gândurile astea. Dar, după cum spuneam, să dau informații exacte, să nu las loc de interpretări, să nu vină clientul să spună, am crezut că...
Nu, nu are ce să creadă că, pentru că totul este scris, totul este transmis, începând de la oră, ținută, ce se întâmplă dacă întârzie, ce se întâmplă dacă nu are ceva, dacă uită, mă rog, toate variabilele sunt acolo. Și asta mă ajută în comunicarea cu clientul, să am o comunicare foarte bună și nu am discuții pe tema asta. Câte... Și asta înseamnă stabilitate în business. Da, da. Dacă ai un contract clar. Am și contract, da, dar pe lângă contract am și aceste informații, instrucțiuni, care sunt bine de urmat. Și mă bucur că tot mai mulți colegi fac treaba asta și contribuie și asta la educarea clientului. Să știi că vii la ora exactă, să știi că dacă întârzi va mai veni cineva după tine și atunci lucrăm în timpul care a rămas. Se pot întâmpla lucruri. Sau dacă se îmbolnăvește copilul, putem reprograma sesiunea, nu se întâmplă nimic. Doar să fie o comunicare foarte bună. Am avut un singur o experiență neplăcută cu cineva care a rezervat o sesiune foto și nu a venit și nu a mai zis nimic. Eu am fost la studio, am pregătit totul, am dat drumul la căldură, nu a fost recent, dar a fost un sentiment atât de neplăcut să fi spus, îmi pare rău, am găsit pe altcineva sau vreau să, sau nu-mi doresc până la urmă, dar a fost pentru mine un sentiment neplăcut și nu a fost din cauza că nu am oferit informațiile necesare. Și atunci cu atât mai mult mă străduiesc ca eu să ofer servicii de calitate, cel puțin în prima fază. Emma, să știi că timpul nostru fuge. Da, nu-ți vine să crezi, vorbim și este un domeniu frumos, interesant. Eu sunt curios și probabil că și cei care ne urmăresc. Mă gândesc că poate sunt alții care vor să intre în acest domeniu. Și acum, înspre concluzii, ce sfaturi le-ai da celor care sunt interesați? Poate de la hobby să ajungă și la un business. Fotografia este o meserie scumpă. Asta e primul lucru pe care trebuie să-l știe. Dar nu trebuie să se sperie. Este o investiție foarte mare în echipamente, în educație, apoi depinde unde vrei să ajungi și ce vrei să faci. Programele sunt scumpe și ca să lucrezi corect, trebuie să le faci toate cum trebuie. Nu pretind că eu le-am făcut de la început bine, dar acum le am pe toate. Și firma, și echipamentele, și programele, tot ce ține de această frumoasă artă și acest felicitări. Domeniu. Deci se poate. Da, se să poate. Să avem softurile cumpărate. Da, nu mai poți altfel, oricum. Nu se mai poate altfel și eu știu că Dumnezeu binecuvintează credincioșia, pentru că așa spune cuvântul lui și recompensele vin din partea lui. Dacă vrei să începi să faci fotografie, clar poți să experimentezi. Eu nu știam să fac poze cu telefonul, a trebuit să mă învăț să fac poze cu telefonul, sincer. Dar un aparat entry level te poate ajuta și experimentarea. Asta te va ajuta să înțelegi dacă vrei să faci fotografie sau nu, dacă experimentezi. Pentru că dacă ți se pare că este o muncă prea grea, fă imaginile, descarcă-le, editează-le, selectează ce îți place și ce nu-ți place, aruncă ce nu este bun. Este greu, că la început ai impresia că toate sunt bune și nu înțelegi. Relația cu clientul, partea de administrare a firmei. Eu mă gândeam acum la un tânăr entuziast, nu mă gândeam direct la un tânăr antreprenor, să zic așa. Dar sunt workshop-uri, sunt cursuri de fotografie, dar înainte de a apela la toate aceste resurse, sfatul meu este să consume toate resursele gratuite de pe net. Avem suficiente resurse, poți să înveți, sunt ore întregi pe orice domeniu și trebuie profitat de ele. Pentru că dacă tu dai banii pe un curs, dar nu vei beneficia sau nu vei exersa ceea ce vei învăța în curs, atunci o să-ți dai seama că este doar o experiență frumoasă, dar nu te ajută. O concluzie? Muncesc, dar nu oricum, despre creștin la locul de muncă. Da, nu vreau să muncesc
ca orice alt om care doar își câștigă existența de pe urma meseriei, ci îmi doresc ca să am în continuare entuziasm pentru ceea ce fac și m-am gândit de multe ori ce aș face dacă n-aș mai face fotografie, pentru că, așa cum spuneam, este o slujbă costisitoare și de multe ori poate trec prin gând ideile, e bine că faci asta, n-ar fi mai bine să renunți, nu întotdeauna ești satisfăcut din toate punctele de vedere și totuși entuziasmul rămâne pentru că este o frumusețe pe care o pot crea și mă gândesc că Dumnezeu a lăsat cu un scop și partea asta artistică în om, chiar dacă de multe ori poate există niște conflicte în mintea noastră, putem trăi fără frumos, putem trăi fără artă, putem trăi fără muzică și m-aș bucura ca oamenii să înțeleagă valoarea și a frumuseții și să o plătească, să plătească o muzică, să plătească un tablou, să plătească o fotografie. Mulțumim! Mulțumim de mesajul pe care ni l-ai adus tu. Astăzi împreună cu noi a fost Emma Domuța, fotograf. Cred că aș concluziona încurajându-te să-ți faci o fotografie de familie, pentru că va rămâne. Nu vreau să-i fac reclamă Emei cu studioul pe care îl are, dar vreau să ne gândim la familia noastră, la această binecuvântare pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Și așa cum este ea, hai să facem o fotografie. Dar mai mult decât asta, din ceea ce ne-ai spus tu, Emma, mi-am dat seama că tu ai un mesaj în tot ceea ce faci. Este o plăcere, este entuziasm în ceea ce faci, dar vrei să transmiți un mesaj prin munca pe care o faci, dacă am putea o numi muncă. Simt că este destul de mult hobby la tine și plăcere în ce faci. Și e important ca prin ceea ce facem să transmitem un mesaj. Dumnezeu a creat frumosul. Noi ne putem bucura de el. Și putem pune în valoare frumusețea pe care a pus-o Dumnezeu în noi.